Și bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi am musafiri care s-au anunțat în ultimul moment, așa că o să fac rapid o pizza cu pâine. Ingredientele le folosiți. Ce aveți în casă? Șuncă, salam, cașcaval, ardei, ciuperci, măsline, orice. Clar, avem nevoie de ouă, sare și piper. Punem un pic de sare și piper. Batem ouăle bine. Adăugăm 2 linguri de făină. Continuăm să batem. Putem adăuga șunca. Eu am aici șuncă de curcan. Adăugăm toate ingredientele și le amestecăm. Câteva pentru decor. Am adăugat și niște ardei iute, pentru că ne place picant. Acum, turnăm toată compoziția în tavă. După ce am întins compoziția, mai punem cașcaval. Și așa cum am zis, am păstrat câteva pentru decorat. Pentru că atunci când se topește cașcavalul, nu se văd cele de dedesubt prea mult. Și băgăm tava la cuptor. Cuptor trebuie să fie încălzit la 190 de grade și lăsăm aproximativ 10-12 minute. Pizza este gata. O să las să se răcească puțin și apoi o să o tai, să vă arăt și cum arată. Uitați cum se întinde cașcavalul. Sper că v-a plăcut rețeta mea, e foarte simplă și mai ales rapidă, pentru când ai musafiri neașteptați. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în continuare și cu alte rețete. La revedere!